În România, și acum am să vă rog să fiți atenți la ceea ce urmează, în România CIA își pune următoarea întrebare. Dacă Nicolae Ceaușescu moare, pentru că era destul de, avea o vârstă înaintată și era destul de bolnav, dacă moare, cine este, cum spun americanii, next in line? Cine este următorul, nu, care ar putea să ajungă într-un stat cum era România? Și mulți spun, Nicu Ceaușescu, la care se îi spune nu, Nicu Ceaușescu este foarte departe pe linie politică și în structură de forță. Și se scrie în, acea, în, acel document că Elena Ceaușescu este următoarea, dar atenție de ce. Unul dintre personajele cheie care ar fi urmat să o susțină era Ion Dincă, din Căteleagă, cel care era în spatele a doi băieți deștepți care au pus mâna pe mare parte din România. Pe unul îl cheamă Puiu Popoviciu, pe celălalt îl cheamă Nicolae Badea. Ce este interesant? Deci sunt genele lui din Căteleagă, mari oameni de afaceri, miliardari. Ce este interesant? Ficele lui din Căteleagă erau ofițeri, erau spioni, specializați în mod special în zona arabă, spioni. Și devin soțiile acestor doi băieți. Rețeaua spionilor. Iar în studiul nostru vine profesorul Mircea Oprean. E tare. E foarte tare. Dezvăluiri senzaționale despre cum foștii spioni români au controlat prin afacerile lor capitala. Harta imobiliară a Bucureștiului e divizată între două mari grupări de afaceri, ai căror membrii provin din serviciile secrete. Au ieșit din negura războiului rece, după ce, în numele unei ideologii criminale, au spionat NATO și țările din lumea liberă. Apoi au călcat pe morții revoluției și, din comuniști, au devenit capitaliști rapace, privatizând rețele de spionaj în filiere de afaceri. Și au ajuns să domine economia națională, câștigând miliardele de euro. Cine este Puiu Popoviciu? Este fiul fostei croitorese a lui Ceaușescu și ginerele lui Ion Dincă, fost viceprim-ministru al lui Ceaușescu. Din cauza reputației lui dure, Dincă mai era numit și Ion Teleagă, pentru că, potrivit folclorului comunist, nu ezita să-i lege pe unii membri importanții ai aparatului de stat. De aici și numele Teleagă, cel care Teleagă. Popoviciu s-a căsătorit înainte de 89 cu Doina Dincă, fica a fostului demnitar comunist. Doina Popoviciu, fica lui Ion Dincă, a fost capitan de contraspionaj. Evenimentul zilei a dezvăluit că Doina Popoviciu era specializată în dialecte arabe și că a lucrat în direcția 3A din fosta securitate. Doina Nadia Popoviciu a activat în direcția 3A UM 0625 din fosta securitate. Liliana Badea, capitan de contraspionaj, fica cea mare a lui Ion Dincă, a devenit soția lui Nicolae Badea, președintele clubului Dinamo. A predat la școala de ofițeri de securitate Băneasa și ea e specializată tot în dialecte arabe. Ion Dincă a fost condamnat pentru participare la reprimarea Revoluției din 1989. El a făcut 5 ani de închisoare. Pe durata detenției socrului său, Popoviciu și soția lui s-au refugiat în Statele Unite, la New Jersey. Amândoi aveau să obțină cetățenia americană. În capitalism, Fostul viceprim-ministru al lui Ceaușescu a devenit consilier la firma Computerland, firma înființată de Popoviciu împreună cu fostul lui cumnat Nicolae Badea. Evenimentul zilei mai vine cu un detaliu anecdotic. Mama lui Puiu Popoviciu, Ligia, ar fi fost croitoreasa lui Ceaușescu. Mai apoi, deși avea peste 70 de ani, ea a devenit acționară la șapte firme ale fiului ei, Puiu Popoviciu. Fiul profesorului veterinar Bogdan Popoviciu din cadrul Universității de Agronomie, controversatul Puiu Popoviciu este cunoscut pentru asocierile sale cu mediul politic și de business imobiliare. A fost cunoscut ca fiind un apropiat al lui Adrian Videanu. Este nașul de economia lui Ionut Costea, fostul președinte al Eximbank și partener de afaceri cu Radu Dimofte și Nicolae Badea, cumnatul său și fostul președinte al clubului Dinamo. Popoviciu și Badea sunt rude directe prin alianță, fiind ginerii lui Ion Dincă. Imediat după Revoluție, cei doi, împreună cu soțiile lor, au emigrat în America, stabilindu-se la New Jersey. Au revenit în țară după 1990 și au început să dezvolte afaceri împreună. Printre afacerile de început ale lui Popoviciu se numără o companie de birotică și tehnică de calcul. Popoviciu, împreună cu cei doi parteneri, Radu Dimofte și Nicolae Badea, și-au clădit imperiul prin extinderea permanentă a ariei de activitate în domeniul comerțului, al serviciilor sau în imobiliare. Două mari grupări de afaceri își împart piața imobiliară din București. Oamenilor cheie provin din fosta securitate și din nomenclatura comunistă. În primăverii, cartierul nomenclaturii comuniste, Liliana Dinca a făcut o nuntă cu mare fast cu Nicolae Badea, cu sute de invitați, securiști, activiști și membrii ai Partidului Comunist. Când Doina Nadia s-a măritat cu Puiu Popoviciu, zbirul ceaușist a fost mai prudent și a fost o nuntă discretă, pentru a nu vedea poporul cât de bine o duc nomenclaturiștii, așa cum se dusese vestea după prima nuntă din familia vicepremierului Teleagă. Munta a avut loc la hotelul Parc din Capitală, hotel pe care Popoviciul va cumpăra câțiva ani mai târziu când va deveni mogul imobiliar. Specializate în limba arabă, soțiile lui Badea și Popoviciu sunt încadrate în serviciul de contraspionaj pentru țările din Orientul Mijlociu. Ele au predat și la școala de ofițeri de securitate din Băneasa. În 1991, Doina și Puiu Popoviciu pleacă în SUA împreună cu Liliana și Nicolae Badea. Acolo, Popoviciu și soția sa primesc cetățenia americană. Bogați și influenți, Popoviciu și Badea întorc și în România în anii 90 au început afacerile cu vestita Computerland, firmă implicată în scandalul EADS. Popoviciu a preluat fusele societăți de stat Altrom, Herăstrău, ASD Miorița și Comaliment, trecându le pe numele mamei sale, Ligia Popoviciu, o bătrână de 77 de ani, fostă croitoreasă a familiei Ceaușescu. Din umbră, Popoviciu deține participații și în hotelul Howard Johnson, restaurantul Casa Doina și fast foodurile Pizza Hut și KFC. Popoviciu a început cu franciza Pizza Hut, rețea de restaurante cu afaceri în valoare de 10 milioane de euro, care a fost lansată în 1994. Tot în regim de franciză, duce în 1997 și lansul de restaurante KFC, care în 2008 a avut afaceri de peste 40 de milioane de euro. Profitabilă este și franciza Ikea, care încă din 2007, primul an de activitate din România, a avut un câștig net de 4,6 milioane de euro. Cu afaceri de peste 100 de miliarde de euro în 2008, Ikea a devenit cel mai mare retailer local de mobilă. Hotelurile lui Puiu Popoviciu nu sunt investiții de la zero, ci sunt din perioada comunistă, care au fost cumpărate de la stat după 90. Prin cele trei hoteluri care aparțin magnatului Popoviciu sunt sunt Howard Johnson, Ramada Plaza și Ramada Park. Astfel, cele trei hoteluri deținute de Popoviciu rulau împreună la nivelul anului 2008 29 de milioane de euro. În provincie, Popoviciu a câștigat în 2007 licitația organizată de Avas pentru hotelul Neptun din stațiunea cu același nume pentru 7 milioane de euro. Cu toate acestea, cea mai importantă parte a imperiului lui Popoviciu este cea imobiliară, numele său fiind legat de proiectul imobiliar Băneasa. Popoviciu controlează alături de partenerii săi peste 50.000 de metri pătrați de spații comerciale. Dintre spațiile deținute de acestea, cele mai cunoscute sunt magazinul Big Bercen din București sau Pavilionul H din Parcul Herăstrău. Firma lui Popoviciu a câștigat în 2006 licitația organizată de Primăria Sectorului 2 pentru atribuirea terenului de sub piața Obor, investițiile fiind de 120 de milioane de euro. În pofida imperiului său, Popoviciu nu apare acționar direct la nicio firmă din portofoliu. Majoritatea afacerilor sale fiind derulate prin intermediul unui vehicul investițional înregistrat în Cipru. Tatica Investments, entitate la care mai deține acțiuni și Nicolae Badea, conform informațiilor din piață. Și la Casa Doina, jumătate din afacere a fost pusă pe numele mamei lui Popoviciu, în parteneriat cu Zerlin Dimofte, tatălui Radu Dimofte. La conducerea fiecărui business, Popoviciu a recrutat câte un manager de top. Amorul nebun al lui Popoviciu pentru Dorotii Constantin, aceasta având o vârstă egală cu cea sale, a fiicei sale, l-a determinat să divorțeze de Nadia. O iubire fulgerătoare cu mari interese financiare. Dorotii ajungând patroana magazinului de lux Victoria 46. S-a cuplat cu un miliardarul de la 17 ani, o relație care s-a concretizat în urma multelor escapade nocturne prin cluburi de fițe și restaurante de lux. În 2011, miliardarul a divorțat oficial de soția sa, Nadia. În 2015, Nadia Dincă, fusta soția lui Popoviciu, considerată cea mai bogată femeie de afaceri din România, cu avere de peste un miliard de dolari, a făcut un anunț șocant. Cam așa mă pregătesc eu pentru sărbători deja operată de cancer. Așa s-a extins și dezvoltat în România gruparea spionilor reconvertiți la economia de piață. Puiu Popoviciu este cunoscut pentru vacanțele de lux la Monte Carlo petrecute cu alți miliardari controversați. Printre aceștia, Cristian Burci, Radu Dimofte, Dan Fischer, Cătălin Voloșeniuc. Un vechi partener al cumnaților Popoviciu și Badea este și Bogdan Bartolomeu, soțul Ilincăi Preoteasa, fică de ministru comunist de